La doar câteva ore de la deschiderea ghișeelor de eliberare a cazierului judiciar din Craiova, peste 200 de persoane se înghesuiau să obțină cât mai repede documentul. Oamenii au avut însă de stat ore în șir la coadă, pentru că la ghișeu opera un singur angajat. La fel de mult au trebuit să aștepte și cei care nu aveau taxa plătită. Prea mult stăm, păi da, la toată coada asta ar trebui să fie 3-4 lucrători acolo care ar putea să meargă mai repede. E și cald. Merge greu? Da, foarte greu, foarte multă lume, un singur ghișeu pentru cazier. Am stat la rândul celălalt cam o oră, oră și ceva și acum de oră jumate cel puțin, la rândul celălalt. Asta e în România, așa trebuie să trăim. Dacă nu stăm la cozi, nu facem nimic. Păi de ce a stat de două ori la coadă? Păi acolo se plătește prima dată o taxă la primul ghișeu și după aceea al doilea aici. La acest rând, că asta e politica poliției. Ar putea să pună cu numere, cu lumea, iasă afară, ia aer, nu stă aici îngrămădit. Aici nu se știe care e rândul. Bun, uitați, care și cum, nu se știe. Eu stau aici și de două ore, ceva, trei ore. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Dolj susțin că situația se repetă în fiecare vară. Dacă în urmă cu 3 luni se eliberau cel mult 80 de casiere zilnic, acum numărul depășește 200 de fișe pe zi. Iulie, august și începutul lui septembrie sunt cele mai multe solicitări pentru eliberarea acestor fișe de cazier judiciar. Coincide, după cum ziceam, cu perioada de concedii și am încercat pe cât posibil să suplimentăm numărul lucrătorilor care își desfășoară activitatea în ghișeu, să prelungim programul de lucru. De asemenea, ca element de noutate, de la 11 iulie nu se mai solicită timpul judiciar. Polițiștii le recomandă oamenilor din județ să meargă și la ghișeele posturilor de poliție din orașele apropiate pentru a evita aglomerația de la ghișeul din Craiova.